folosesc scăscării mașina. Eu mai... Deci am intrat direct în pâine, o să facem o parcare cu spatele, nu-i așa? Da, da, da. Uite că n-am lovit și am făcut de... Da, nici nu vreau să lovesc în zgârii mașina. Nici nu vreau să lovesc, că vei chipui. Zgârii mașina. Tai, tai aici! Gata. Salut tuturor, eu sunt Andrei și bine am regăsit la un episod de această dată. După cum vedeți, suntem într-o mașină, o să facem ceva mai neobișnuit, cum o făceam noi de obicei. O să fac primul meu car vlog alături de tatăl meu aici de față. Salut, tati! În momentul de față ne aflăm pe un poligon, nu suntem pe un drum public. Eu, după cum știți, am 16 ani, în mai puțin de o lună fac 17 ani. Iar astăzi o să conduc pentru prima dată mașina tatălui meu. O să vedem dacă ne descurcăm sau nu, sper să fie totul în regulă. Am emoții foarte mari, cred că și tati are că e mașina lui și nu, da, cred că ar fi ok. Ia zi, tati, în ce mașină suntem noi aici? Într-o Skoda Rapid din 2018. Motor de 1 la 115 cai putere, ceea ce e un lucru destul de bun, consumul e mic, ține cu buzunarul, cu familia. E genial mașina, deci mie îmi place foarte mult cum arată, vreau să spuneți în comentarii ce părere aveți despre mașina, mie îmi place foarte, foarte mult. Haideți să dăm drumul la treabă, tati, deci da, trebuie să-mi legrez totul, oglinzile, văd, oglinza de aici, oglinda de acolo, scaunul, să fie totul ok. Deci pornești. Te asigur să nu fie în viteză, apăsă ambreiajul, da, la maxim, da, la fund. Îmi zice românul, pac, așa. Tu pornești, pornește-o, ai pus deocot contactul, da, învârte, gata, pornit, da, ok. Lași frâna de mână jos, corect. Te asigur să nu vine cineva din stânga în dreapta, o accelerezi, da, un pic. Și o băgăm la viteză. Bă, dacă nu ai băgat-o, nu trec. Da. Primul lucru pe care o să-l facem o să fie niște jaloane. Bine, mai întâi o să trească să pornim de pe loc în regulă, fără să ne moară motorul, Doamne ajută să fie totul în regulă pentru prima dată. E prima dată când o conduc. Eu am condus foarte mult în jocuri, am luat și examenul tati pe City Car Driving, am condus, da, pe Euro Truck, a fost destul de ok, acolo m-am descurcat, acum hai să vedem la proba reală cum este față de joc. Haide, tati, deci ne băgăm așa, bam. Și acum accelerează un pic și ambreiajul foarte încet, foarte încet. Ia, dă-i drumul încet, 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 încet. Gata, nu realizezi că pleacă de pe loc. Hai, accelerează, mai accelerează un pic. Gata, gata. Cât de cât eu prin stânga, cum? Da, da, da. Prin stânga facem acum. Mamă, deci am pornit din start cu jaloanele. Ușor, ușor, ușor. Hai că e ok. Hai că e destul ok, nu? Da, super. Ai mai făcut asta, nu? Hai că am mai făcut asta, dacă e decât pe jocuri. Ai o realitate, eh? Da, deci am făcut decât în jocuri și... Asta e bine. Hai, perfect. Ia un cel. Ia uite, perfect. Aproape perfect, nu e chiar. Nu? Nu, nu, păi aproape. Hai că a fost destul de ok, zic. N-am atins încă perfecțiunea. E, acum, evident, e greu să ajungi pe noi, nimeni nu e perfect totuși. Da. Azi nu mai avem grijă. N-aș paie că la poligonul ăsta... Vezi că scări mașina. Eu mai în stânga. Am încercat să nu iau groapa. Am încercat să nu iau groapa. Da, dar ai luat tot linia. O lăsăm așa ușor, după cum vedeți. Ia uite, s-a închis și uite cum vine ăsta în stânga aici. Ce fac, mă, nebunule? Hai, hai. A? Hai, mergi încet, asigură-te, da, 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 fac semnal dreapta. Da, da, da. Te uiți în stânga să nu vine cineva, că da, 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 mă uit aici să nu vină nimeni. N-aș spune că poligonul ăsta este destul de vechi. Efectiv, e de pe vremea lui Ceaușescu. Încercăm să ocolim gropile. Ca de-aia m-am băgat pe contrasens. Dar chiar e nașpa rău de tot drumul ăsta, pentru că poligonul este destul de vechi, din păcate, și este singurul loc unde eu pot să conduc legal. Okay. Mamă, dar chiar e destul de mult trafic aici, după cum vedeți. Pe poligon e destul de mult și cel trafic. Mă așteptam să fie mai gol. Aici sunt gropile alea, fii atent la gropi. Acum la gropi. Cet, bagă cu antuia. Da, da, da. Să nu-ți moară motorul. Și iau în stânga mult. Iau în stânga mult. Stânga și iau în drept. Da, da, da. Destul de rău de data asta cu gropi. Poți să te urci, poți să te coboi. Păi hai să nu ne băgăm să ne urcăm, că nu cred că mai descurc, da, eu. Da. Și pe ăsta, ce face ăsta? Păi el face și el ceva, nenea, da, ce faci, tata? Vezi că așa aia tot aici. Da, da, da. Aparent nenea asta nu știu ce face. Cred că ar fi o idee bună să facem o parcare în spate aici. Spate? E, sau, sau, sau? Cred că, aoleu, mai e unul. Mamă, direct în iarba aia. Ne băgăm la parcare cu spatele? Da. E ușor, nu e greu. Bine, parcare cu spatele. Încă o dată, deci plecare mergi paralel și cât mai aproape de marginea de trotuar. Da, încă o dată, da? Plecare de pe loc. Hai că merge încet. Încet. Piciorul, piciorul, da, de pe ambreiaj. Nu îi dai drumul. Nu i-am dat drumul. Păi nu i-ai dat drumul, ți-am spuncit. Atâta e destul? Da. Ok. Hai. Acum spate, mamă, guys. Deci am intrat direct în pâine. O să facem o parcare cu spatele, nu-i așa? Da, da, da.
Ok, marș arier, s-au pornit senzorii după cum vedeți aici. Nu e volan până nu când zic eu să iei volan, okay. Și iei total. Da? Hai, dă-i, mergi, 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 încet, lasă mai încet. Mai încet, hai, dă-i drumul încet. Acum e invers, total, 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 total. Ok. Ia total, total. Un alt total, 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 total. Hai, dă-i drumul să o curgă în jos, hai. Încet, 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 lasă-o așa, încet. Nu o da piciorul. Gata, gata, gata. Apeși pe picior, pe real din nou, hai, dă-i. Dă-i, 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 fără grijă, da? Dă-i fără grijă. Mamă, mamă, mamă. Dă-i fără grijă, fără grijă. Da, a ieșit. Hai, hai. A ieșit și acum îndreptăm volanul. Îndrept, îndrept. Hai, dă-i. Așa. Gata, atât, gata, atât. Gata, e ok. Atât. Hai. Parcare completă cu spatele, mi-a ieșit? Da, ți-a ieșit. Cu ajutorul lui tati, dar m-a ieșit. Da. E ok. Mamă, mi-a ieșit parcarea cu spatele, sunt mândru. Poți să mă ieși cu fața? Mergem în față cu ce? Da, a, ca să ne întoarcem cu spatele? Da, ca să întorci și ieși okay. Pe partea asta. Ok, ok. Asta e parcarea cu fața, ia uite. Bam, bam, bam. Păi da, acum față, față, na. Da. Ok, acum o să mă bag cu spatele, să ies cu spatele, nu-i așa? Și da, să ne duc încolo. Guys, vreau să spuneți în comentarii ce părere aveți. Și nu uitați, guys, dacă sunteți noi și vreți să mai aveți clipuri de genul, să dați și acolo pe butonul de subscribe, să vă lăsați pe butonul și neapărat pe butonul de like. Să facem peste 4000, cât mai multe like-uri să facem acest clip, pentru că este un clip foarte special, în special pentru mine. Vreau neapărat să-l postez, că e ca o amintire pentru mine, prima dată când am condus. Și apare chiar și face treaba condusul pe joc, nu-i așa? Chiar, chiar face treaba bună. Hai, spatele, nu? Da, pe serverință. Și spun eu când să iei de volan, da? Da, da, da. Volan în dreapta, da? Da, da, da. Acum, ia maxim, 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 maxim. E maxim? Da, da, da. Gata, atât. E destul. Și acum, da, mâna întâia. Și acum, merge încet, încet, ambreiaj. Ușor, dai drumul încet, ușor. Merge singur în mașină. Ia uite, frumos. Elegant. Frumos, băi, ce frumos e, deci e genial la mașină, n-am zis ce. Hai să facem o întoarcere de aia. Din trei mișcări poți să faci aici, aici. De așa. O dată. Atât, lasă așa. Atât, 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 pune frână. Bine. Frână. Bine, bine. Pune frână. Așa, acum de la maxim hai, stânga. De maxim. Și acum trebuie să băgăm marșarier. Așa. Super. Hai, dă-i cu spatele, te uiți în spate când dai întotdeauna da, așa, da, da. Iar te uiți în spate. Mă uit în spate cu asta așa? Atât, atât, lasă așa, atât. Și gata. Gata, așa, și invers. Acum vor da în stânga. Și dă-i în față. N-ai băgat. N-ai băgat, mă? Ba da, ba da, ba da. De ce nu se dispare display-ul? Pentru că dispare după un timp, uite acum o să dispară. Ia uite, vezi, a dispărut. Mamă, nu, la asta nu mă bag. Tati, asta rămâne pentru okay, următorul episod. Okay. Următorul episod, mai guys. Întoarcerea cu spatele. Oricum o să mai facem mai multe episoade, guys, să mai ne îmbunătățim așa. Dai, dai la maxim, la maxim, la maxim. Oh, atât, ajunge. Hai și dai în față. Dacă atât, încet, gata. Ai zice că nu e prima dată când conduc. Ma, nu, ai zice, da. Pe bune, ai zice că nu e prima dată când conduc o mașină reală. Deci chiar își face treaba, efectiv, dacă vreți să învățați înainte, fără mașină reală, neapărat. Mamă, ce a făcut? De ce s-a oprit aici? Că e groapă de asta. Da, da. Trebuie să o iau neapărat, uite așa. Nu, iau încet, iau încet, iau încet. O iau încet. Așa, bam. Iau încet. Destul ok. Îi explic, să-ți spun. Ia uite, guys. Ce lucru faci, te ce frumos, a fost frumos. A mers și economic. Frumos, uitați aici cât verde este, nu știu dacă se vede pe filmare, sper că se vede, frunza asta este a verde, asta înseamnă că a mers foarte economic. A few moments later. Stai, stai aici! Gata, gata, stau. Păi da, nu mai faci chestia, dar nu mai în față, da, nu mai în față, că dă ăla cu spatele, unde să ok. Vine peste acolo, tine. Acolo, voiam să-mi pun de era acolo puțin. Da, mă, dar ăla vine cu spatele acum. Gata, las. Uite, stă față în față și nu cine știe. Cine m-a prescat să mă, așa. Nu știe ce să fac, uite, gata. Na, poftim, te trezeai cu el așa? Că-ți lua fața? Ei nu știu. Ei la început nu știi cum. Ce-i drept aici este destul de riscant pentru că sunt foarte mulți începători și e foarte imprevizibil. Nu știu exact ce poate să facă ăsta, dacă ăsta se pricepe cât de cât. Cata. Aici se aseamănă, na, dar mai complicat cum pornirea așa asta pentru că în jocuri e mai nu simți impulsul ăsta sau așa că trage, știi? Nu e simți, mai naturalul. Da. Uite asta, de ce nu merge mai dreapta decât? Trebuie să merg mai și mai în dreapta. Se băgase. E și el începător. Știu. Vrei să meargă tot cu perfect, nu merge. Ia zi, Dadi, ce părere ai așa cam cum am descurcat? Pentru început e destul de bine și ai mers cât de cât foarte bine, adică pentru început e destul de bine. Prima dată când am condus mașina, prima impresie e bună. Tot ce am făcut eu a fost să conduc doar prin Eurotruck. Groapă. Uite, merge destul ce face la jaloane. Încet, am vrea și dă drumul încet. Hai, ia-o cum știi tu mai bine. Da, da, da. Deci să-ți fixezi niște poziții în care să zici, uite, când acum iau ora. Da, da, da.
Acum, uite, am trecut, dar acum iau volan. Uite, știi? Că n-am lovit și am făcut de... Da, da, nici nu vreau să lovesc, îmi zgârii mașina. Nici nu vreau să lovesc, că mă echipă. Îmi zgârii mașina. Bă, un lucru știu sigur, măcar mă descurc la șaloane. Și treaba asta m-a ajutat foarte mult, City Car Driving-ul, că am făcut acolo. Întoarce tot așa, iau okay. De la început. Așa, okay. E cineva în spate, nu-i nimeni. Hai. Am luat-o, se duce foarte mult. Na. Hai. Cum a făcut Mercedes-ul ăla? Așa a făcut și el atât de mult? Da, hai. Dacă crezi că a făcut mai puțin? Hai că a ieșit, ia. Cum să nu ias? Cum iese de conducă copilul tău, mă? E chiar bine. Dacă nu îmi doream să am văd cineva care să merg și eu în dreapta. Cam atât a fost cu acest car vlog, primul meu car vlog. Neapărat dați acolo pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți car vlog-uri pe viitor. Să facem cât mai multe like-uri pentru al doilea episod și o să încercăm data viitoare rampa și parcarea laterală, care sunt cam cele mai complicate, nu-i așa? Da, și întoarcerea din trei mișcări la unii nu le iese ca lumea. Oprirea în rampă, care tot la fel nu le iese, că nu știu cum și ce fel, trebuie o mare atenție la micile detalii care face totul. Și parcarea laterală, parcarea cu spatele, care asta, parcarea laterală mai există unele probleme, până tot așa, până înveți reperele, care sunt niște mici chichițe care trebuie să le înveți. Da, guys, frâna de mână, sper că v-a plăcut, neapărat subscribe. Am dat și afarele ca să fie totul clar. Eu am fost Andrei, atât de tatăl meu. Sper că totul s-a filmat, filmăm deja de ceva timp. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Bye, bye. Bye.